Bun găsit! Un sucevean a realizat un videoclip care a stârnit revolta nu doar a locuitorilor județului, ci și a celor din întreaga țară. Ciclistul Constantin Lucuțar, din municipiul Câmpul Moldovenesc, a filmat un taf care trage bușteni direct pe asfaltul abia turnat pe drumul Transrarău. Asta în condițiile în care drumul este închis circulației rutiere. Suceveanul a filmat însă cum firmele de exploatare forestieră îl folosesc pentru a scoate copacii tăiați din pădure. Deși este închis circulației rutiere pe perioadă de iarnă, spectaculosul drum Transrarău este utilizat de firmele de exploatare forestieră pentru a scoate bușteni din pădure. Imagini cu un taf care trage bușteni chiar pe asfaltul recent turnat au fost filmate de un tânăr din Câmpul Lung Moldovenesc. Ciclistul amator Constantin Lucuțar din Câmpul Lung Moldovenesc a publicat sâmbătă seara o înregistrare video în care se poate observa un utilaj taf cu indicativul 657 care tractează mai mulți bușteni de diferite dimensiuni. În imagini se poate observa că buștenii sunt tractați pe drumul asfaltat acoperit cu un strat subțire de zăpadă. Din câte știu, drumul județean 175B, botezat Transrarău, este în administrarea Consiliului Județean Suceava. Domnule Nechifor Cătălin Ioan, dumneavoastră ați trimis echipa de dezăpezire? Sau fiecare face ce dorește în stilul ăsta, Transrarău o să fie doar o amintire? A spus Constantin Lucuțar pe pagina sa de socializare, unde a postat clipul filmat. Transrarău, sau drumul Comorilor, cum mai este numit, face legătura dintre Valea Bistriței și Valea Moldovei.